Farmacia de Cuvinte. Bine, v-am găsit, dragii noștri ascultători ai Radio Trinitas Sibiu, astăzi la Farmacia de Cuvinte. L-avem invitat pe managerul Spitalului TBC din Sibiu, dintr-un motiv binecuvântat și foarte întemeiat. Domnule Cristian Roman, v-aș ruga să vă prezentați în câteva date ascultătorilor ca să vă cunoască. Suntem auziți la nivel național. Cei din Sibiu vă cunosc, dar mi-ar face plăcere să vă prezentați o carte de vizită, și tuturor românilor din țară care ne ascultă la ora asta. Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. În primul rând vreau să vă spun că sunt onorat să mă aflu la aceeași masă cu dumneavoastră. Sunt încă florile pe un câmp înflorit. Numai din când în când, din loc în loc, câte un mare stejar, cum a fost Nicolae Iorga sau Dimitri Gusti, se văd așa în câmpul ăsta. Răstuți de floricele care contribuim acolo la frumusețea radioului în general în România. Ca să revin la întrebarea dumneavoastră, o să vă spun așa. În primul rând că am studiat drept și filologie în ordinea inversă și așa și țin la, la filologie în primul rând, și consider că unul din elementele de bază ale succesului meu a fost nu neapărat faptul că am urmat facultatea de filologie sau de drept, ci faptul că m-am pregătit pentru a intra la filologie. Și chiar pe vremea noastră, în anii 90, încă se citea foarte mult și chiar era o concurență extraordinară. Dar am făcut totul cu plăcere, cu pasiune și această facultate chiar a fost o bucurie pentru sufletul meu și am rămas așa cu sechele în sens pozitiv și acum mă bucur că am reușit să le finalizez cu brio pe amândouă. Apoi am lucrat foarte mulți ani în administrație, am, am fost și profesor, chiar și acum îmi place activitatea aceasta de formator, sunt formator, dar pe funcția publică. Până în, din 2005 până în 2009 am lucrat la corpul de control al ministrului de interne, administrație și interne atunci, pentru că noi reprezentam partea pe administrație, aveam și colegi pe Partea de interne, și acolo nu aveam funcție de conducere, eram, eram inspector. Și ca să leg de ce a spus dumneavoastră, în 2009 am avut șansa, posibilitatea să, să fiu chemat să lucrez la nivel guvernamental. Mi s-a propus poziția de vicepreședinte a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, poziție de demnitate publică, pe care am și acceptat-o. Și chiar mă gândeam atunci. Zic domne, uite, acum am posibilitatea să și demonstrez să luăm niște decizii bune, coerente, să îmbunătățim sistemul funcției publice din, din România. Și vreau să vă spun că după un timp relativ scurt mi-am dat seama că este foarte greu să miști așa dintr-o dată. E foarte greu să reformezi ceva care este într-o care măsură închistat. În, închilozat. No, închilozat, da. așa. Și să știți că de atunci mi-am format o idee foarte clar, în sensul în care contează fiecare milimetru pe care noi reușim să schimbăm. Nu trebuie și nici nu putem să schimbăm în metri dintr-o dată. Dar, cum spuneați dumneavoastră cu, uh, cu floarea, că fiecare, și spun și eu, fiecare floare are contribuția ei. O floare poate nu se face primăvară, dar floarea poate să vină din mai multe părți. Și atunci, cu o grădină de flori, Pot să schimb multe lucruri. Și am spus și eu: dacă reușesc eu personal să schimb un milimetru sistemul acesta administrativ, atunci e bine că mai vin și ceilalți care schimbă și un milimetru și un milimetru și un milimetru, să adună și uite, așa se fac metri. Și reușim împreună să schimbăm. Împreună După a... ai spus un lucru foarte important, împreună am ajuns și la motivele binecuvântate pentru care v-am invitat. În primul rând că am un demers mai amplu în care caut aici, în plan local, la Sibiu, bineînțeles, și sper să dăm exemplu și în toată țara, oameni care sfințesc locul. Deci exact povestea cu florile. Un om care sfințește locul aici, un om care sfințește locul acolo și împreună, împreună poate vom reuși. Oameni care sfințesc locul unul la mână. Doi, aici în Sibiu toată lumea vede concret ceea ce ați realizat. Trebuie să fac o mică descriere de la un spital care stătea să cadă cu tencuiala împrăștiată pe trotuar, cu un gard ruginit care era înclinat spre stradă și putea oricând să cadă peste cineva, de la o lumină care se vedea prin ferestrele saloanelor numai aceea și crea depresie și așa mai departe. Ați ajuns sau noi, Sibiu, am, am ajuns să avem un spital de boli pulmonare de mare elită. Și încă mai sunt câteva lucruri de făcut. O să, vă despre ele. o să vorbim și despre spital. Și pentru că ați reușit să sfințiți locul în felul acesta, desigur că vom fi curioși să vedem cum, cum ați procedat, dar aveți și o viziune de ansamblu pentru că într-o perioadă ați fost prefectul județului, Sibiu. Da, și num.. aveți viziunea asta de ansamblu asupra lucrurilor. Deci, omul care sfințește locul, un politician. În general românii au reticență față de politicieni, dar totuși un politician care ar vrea să facă ceva și care are un secret și trebuie să-l dezvălui de la bun început, este un om credincios și cu credința în Dumnezeu așa a răzbit. De acum am să vă las pe dumneavoastră să povestiți povestea dumneavoastră, povestea succesului, cum ați reușit cu acest spital, ce ați reușit să faceți și cum conduceți cu frică de Dumnezeu, pentru că asta este o formulă de condus până la urmă a conduce cu frică de Dumnezeu. Numai așa se poate face treaba, cred eu. M-a surprins la un moment dat când a zis că am un secret, nu știam care. Acesta. E o, e o raritate. Nu ar trebui să fie. Adică eu consider că fiecare dintre noi, nu numai că ar trebui să avem credința și dar chiar să avem și puterea să o mărturisim. Pentru că, până la urmă, am auzit de mai multe ori opinia aceasta. Domne, eu mă rog, acolo, în casa mea, nu trebuie să merg neapărat la biserică, nu trebuie să fac nu știu ce. Dar știți ceva? Ba da, chiar trebuie să facem lucrul ăsta pentru că e bine să, să ne și exteriorizăm, dar și să arătăm și a altora că e bine să facă așa. De ce trebuie să avem teamă să spunem lucrurile astea? De ce trebuie să avem teamă să propovăduim, de exemplu, cuvântul lui Hristos? Chiar mi-aduc aminte de Evanghelia de Arminica trecută și acolo era exemplu orbului pilda orbului. Și când a ajuns, tot striga în mulțime, Iisuse, Iisuse, ajută-mă! Și era multă lume, îl împingeau acolo și Iisus, bineînțeles că a auzit, pentru că Dumnezeu ne aude pe toți și s-a dus către dânsul, dar nu i-a spus, gata, dintr-o dată îți redau lumina, îți redau vedere, vederea, da. pur și simplu l-a întrebat, i-a dat puterea să aleagă, ce vrei tu de la mine? Ce vrei tu? Era clar ce vrea. Da. Dar l-a întrebat ce vrei tu de la mine? Că s-ar putea știți, unii să mai și stâlcesc să mint, să orbesc singuri și la propriu și la figurat, pentru că le merge bine așa. Da. Chiar și atunci, în perioada respectivă, era o lege care le permitea orbilor să cerșească și am putea spune, având în vedere cum, cum e în Evanghelie, că era un vad bun, credem că nu o ducea chiar așa rău acel orb, dar Isus, Dumnezeu, l-a întrebat ca să audă de la el, ca să spună: Domnule, vreau, Isus, vreau asta. și Iisus Dumnezeu i-a spus, credința ta ți-a redat vederea și a redat-o. Cred că dacă noi românii ne-am întoarce la frumusețea noastră, cea din tăi, acea credință strămoșească, cea care a ținut poporul ăsta adunat în pofida vicistitudinului istoriei, cred că dacă ne-am întoarce la această credință, Toată orbirea asta politică, socială, economică, birocratică, până la urmă, care înăbușe orice inițiativă curată și constructivă a României, toată orbirea asta ar dispărea într-o clipă, cred. Nu vreau să evit să răspund la întrebarea <laughs> da. inițială, dar m-ați provocat acum. Eu vreau să vă spun că obișnuiesc să zic de multe ori treaba asta, că practic această credință. Această crești, credință ortodoxă pe noi ne-a dus unde suntem și gândiți-vă că am fost aici, în intervalul acesta între Orient și a pus și țara noastră a trecut prin mari, mari pericole și, și trece blocuri și, și, imperiale care da, s-au ciocnit. Totdeauna a fost așa dat, și chiar da. și astăzi suntem în acea situație și cu sprijinul lui Dumnezeu și cu credința de care românii au dat dovadă de-a lungul timpului am ajuns să fim într-o țară mare unită, chiar dacă mulți dintre cei care n-ar trebui să facă lucrul ăsta încearcă să ne dezbine. România au fost uniți și poate că această unitate a fost realizată în primul și în primul rând cu ajutorul credinței. Mi-aduc aminte de momentul în care Carol a venit în România, regele Carol, dar și după aceea Ferdinand, oamenii ăștia, chiar dacă nu erau de religie ortodoxă, din respect față de ceea ce au simțit și au aflat că a însemnat credința ortodoxă pentru poporul român, au respectat-o foarte mult și e de notorietate faptul că au mers cât erau ei de regi din uh, familia... O Ho da, da, Au mers la biserica noastră ortodoxă și întotdeauna au respectat-o. Și mă doare sufletul când văd că acum poate chiar românii ai noștri nu mai respectă ceea ce este sacru pentru, pentru poporul român. A zis da. un lucru important, sacru, desacralizarea societății, probabil că este și cauza multor rele, ca să vorbim așa. Aș vrea să vă rog să ne faceți da. o proiecție. Deci în 2000, ca să revină da. întrebarea dumneavoastră, în 2016 Practic în 2012, când am fost eliberat din funcția de la Agenția Națională a Funcțiilor Publice, am revenit practic în Sibiu, în 2016, în februarie, am fost numit prefect al județului, și până, până în 2017, în februarie, nu vreau să intru în amănunte de ordin politic și știți foarte bine ce s-a întâmplat atunci, e o problemă, dacă e să fac o paranteză, faptul că în România nu sunt lăsați oamenii să-și dezvolte proiectele pe perioade mai lungi. Vă spun sincer, asta e una din marile sechele pe care le avem acum, pentru că oamenii dacă își, își fixează pe un mandat să facă anumite chestiuni, ar trebui să fie lăsați să-și ducă proiecte la bun sfârșit pentru că altfel ajungi în situația în care am fost și eu, de altfel în 2016 doar să repare anumite chestiuni și, nu, și să pornește anumite proiecte, dar nu reușești să le duci ma, mai, de, mai departe. Asta a fost. Oricum, Dumnezeu, știți, are grijă de drumul nostru și le rânduiește. Eu așa și spun chiar și la mașină Uh, este numărul NSD. De la ce ai pus nume, Deci de unde este? De nihil. la ce? De la Nihil sine de <gură> Nimic da. fără Dumnezeu. Deci Dumnezeu are grijă de pașii fiecăruia dintre noi. Nu trebuie să disperăm niciuna dintre situații și după aceea am participat la un concurs, am renunțat la funcția publică pe care o aveam în Ministerul Administrației dinainte, așa, și acum sunt manager de, de spital. Dar uh, vreau să vă spun că în 2012, de exemplu, ca și în 2017, când am fost eliberat din funcția de prefect, a fost o durere în sufletul meu, nu neapărat că am pierdut niște funcții, că știți, funcțiile strecătoare, dar modalitatea în care decidenții politici prim pentru că și secretarii de stat și, și prefecții sunt stabiliți prin hotărâri de guvern sau decizie de prim-ministru, și a fost dureros pentru simplu fapt că te dau afară fără să-ți dea un telefon măcar înainte. Trebuie să spunem da. că suntem lipsiți de eleganță. Exact, a spus să... foarte bine. Aș vrea să ne rugăm da. pentru toți, să exact. Eu... Dumnezeu pe toți. Știți de fapt ce voiam să spun? Faptul că la noi biserică există rugăciunea simplă, Doamne miluiește. Simplu, mai larg se spune, Doamne istoria Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește în mine păcătos. Eu vreau să vă spun că din 2012, de când s-a întâmplat treaba asta, mi s-a părut așa ciudat, domne, în fine, am obișnuit să zic și, și acum o spun așa, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă prin păcătosul și îți mulțumesc pentru tot ceea ce îmi dai, bun sau rău. Pentru că eu am ajuns la concluzia și chiar vreau să știa de distinși ascultători, faptul că nimic nu e întâmplător și că poate o pierdere, ceva care poate părea o pierdere la un moment, dar da, s-ar putea să fie o mare câștig. Și cum zice o vorbă românească, Dumnezeu când îți închide o ușă, îți deschide întotdeauna o fereastră. Da, și mai ales dacă folosești și principiul Domnului te a dat afară pe ușă, s-ar putea să intri pe fereastră. <gântu> acum trebuie să amintim amint. ascultătorilor că stăm de vorbă cu domnul Cristian Roman, care acum la Sibiu este managerul Spitalului de Boli Pulmonare. Dar, înainte să vorbim de spital, că tot împingem puțin da. mai încolo, aș vrea să le spun ascultătorilor ceea ce ce știu eu, știu de la dumneavoastră că ați mărturisit în biserică într-o zi, când, după vecernie, mi se pare, și am povestit: copilăria noastră a fost o copilărie cu posibilități modeste, deci cunoașteți foarte bine România profundă, cu toate avatarurile ei, și că, prin muncă și prin credință, ați reușit să ajungeți poate în această înaltă funcție de prefect, și acum vă ocupați de această bucățică de pajiște, ca să zic așa, care este spitalul. Aș vrea să vorbim despre el, pentru că față de ideea de spital în România este o repulsie fantastică. Oamenii se tem, se tem de infecțiile pe care le pot lua de acolo, se tem de faptul că nu există medici, condiții, se tem că stau ore în șir pe holurile spitalelor, deci este ca un fel de sperietoare. Există și excepții și aș vrea să vorbim de această excepție. Propun de ce a spus dumneavoastră, chiar am rămas surprins de mult mai multe reacții care au apărut după faptele pe care noi le-am realizat la un spital, cum este acest spital de pneumoftiziologie din Sibiu, care totuși sunt fapte bune, sunt fapte frumoase, se văd clădiri noi, aparatură nouă, medici, am încercat în echipă să aducem medici tineri să schimbăm puțin și mentalitatea, totuși și înainte ca prefect, de exemplu, am făcut niște chestiuni care au contat foarte mult. Dar știți care e situația? Nu se văd la fel de bine. Pe când orice om merge la, la spital și orice om este interesat foarte mult de zonele acestea. Și oamenii am constatat chestiunile astea că sunt foarte sensibili și se văd foarte ușor realizările. Nu mai ușor decât dincolo, decât în alte părți. Bine, mai este și repulsia față de zona care pare a fi politică. Deși instituția mm. prefectului nu este o zonă neapărat politică. Deci, cel puțin conform legii. Da, noi am început practic. Ce am găsit? găsit? Poate a fost și un avantaj pentru că venind din afară, vezi foarte ușor niște lucruri. Când lucrezi într-un loc, să zicem, 20 de ani sau 10 sau 30, atunci poate anumite lucruri nici nu le mai vezi, nu le mai observi. E ca și la noi în casă, când sunt anumite chestiuni pe care, văzându-le zi de zi, nu le mai consta și nu poate nu mai remediez problema. Ei, eu am început de la zero. De la a face trotuar parcări, gard, reabilita clădiri și al cumpăra aparatură și evident a aduce și medici noi a prospăta un pic echipa. Și lucrurile astea s-au simțit din prima. Pentru că vă spun foarte simplu, un om când merge la serviciu, în primul rând că e angajat al spitalului, el vrea să știe unde parchează, are loc de parcare să nu te mai încorseteze și chestiunile astea care nu contează, te duci deja nervos în secție nu mai parcă dintr-o dată intri așa necăjit. Și lucrul astea contează foarte mult. Personalul chiar a realizat, și dar nu numai personalul, chiar și cetățenii, pentru că ei vin, pacienții vin, că sunt aparținători, că sunt pacienți, ei vin în spital și trec pragul acolo și am încercat să facem totul primitor. Dacă observați în cele două clădiri care sunt, pentru că spitalul nostru este pavilionar, avem șase, șase pavilioane, două dintre ele sunt la condiții europene, și lucrul ăsta am încercat să-l facem cum vedeați și la privat, adică te duci într-un loc în sala de așteptare să fie un televizor, să ruleze niște informații acolo, că tot aștepți să mergi la medic și să fie cât mai primitor locul respectiv. În plus de asta am venit și cu chestiuni complementare. De exemplu, dacă pacientul care nu vine numai în urgență se programează, am încercat și am reușit să facem și programările online. Programarea online este la fel ca și cea telefonică, numai că omul alege efectiv, da, vreau, uite am bifat acolo electronic pe okay. site am găsit rubrica, m-am deci programat. Ați creat da, un confort și da, celor dar să care... știți că nu, nu toți românii încă sunt pregătiți pentru așa ceva Vrei de exemplu, întrebam pe cineva era lume multă în față la cabinete dimineața și am întrebat, dom'le, dar dumneavoastră nu aveți programare? Ba da, am programare și la cât aveți programare? Pe la ora 11 Păi dar știți, este ora 9, de ce ați venit cu două ore mai repede? Păi știți, ca să fiu sigur că intru. Încă avem mentalitatea, mentalitatea da, și da, mai da, avem da, sechele da, da, din astea da. așa. Tot dacă știi că trebuie atunci, da, atunci apă, să vin vii, în da. praj, aurei respectivă, că și la privat, dacă te duci, tot așa. Tot, tot. Da, noi am încercat să venim cu tot felul de idei de tipul ăsta și vreau să vă spun că și cetățeanul, pacientul, Clientul nostru, până la urmă, îți dă soluții. De exemplu, am avut pe cineva internat la un moment dat și o aparținător care mă cunoștea a venit și mi-a spus, domnul manager, dacă s-ar putea, uitați, domnul X, ea și-a obișnuit să stea singur. Există posibilitatea asta? Și că noi nu rămânem datori. Și m-am uitat așa, le zic, domnule, dar... Serios, chiar vreți chestiunea asta și vreți să ajutați spitalul. Și mi-a venit ideea, ulterior am discutat și la nivel până la doamna ministru am discutat chestiuni de genul ăsta, am introdus chestiuni de genul ăsta. Dacă omul vrea și își permite, are posibilitatea pentru că și sunt oameni și oameni și au, au posibilitatea. Vrea omul să stea singur, i-am oferit posibilități hoteliere, contra cost și poate să stea omul singur, cu toate nu, condițiile. Nu o, -o să-i puteți răsfăța pe toți nu, și nu, mulțumi pe toți. Nu da, pot da, pe toți da, dar îngericați. noi mai avem avantajul că în cadrul spitalului nostru chiar avem multe. Saloane care se ridică la nivelul ăsta. Aș avea două da. întrebări, două curiozități jurnalistice. Cu ce bani ați făcut toate celea? Păi, în primul rând, să vă explic cum funcționează un spital. E interesant pentru ascultătorii noștri să, să înțeleagă ideea de bază. Deci, un spital de stat, se numește de stat, da? Funcționează pe aceleași principii ca și spitalul privat. Adică, ai un buget pe care ți-l faci din serviciile pe care le, le efectuezi pentru pacienți. Noi avem un contract cu casa de sănătate și în baza serviciilor pe care le facem și contractului pe care le avem semnat, primim fondurile respective. Practic ne autogestionăm, adică ne facem fondurile pentru salarii, pentru, pentru funcționare, pentru tot ce trebuie să cumpe. În plus, pentru că spitalul fiind de stat, clădirile sunt ale, în cazul nostru, Consiliului Județean, dar sunt altele care sunt ale Consiliului Local sau ale Ministerului Sănătății, pentru clădiri poți să primești sprijin și de la autoritățile locale sau centrale, după caz, sau poți să aplici pe proiecte pe fonduri europene. În cazul nostru avem în momentul de față două clădiri la standardele practic europene, cu toate condițiile. Pe alte trei pavilioane am obținut finanțare pe, pe, fonduri europene. Este semnat contractul de la sfârșitul anului trecut și noi avem o colaborare foarte bună cu ordonatorul nostru principal de credit, care este Consiliul Județean, Sibiu, și împreună am colaborat și avem aceste proiecte pe care practic o să le dezvoltăm în, începând cu acest an și chestiune birocratice până efectiv începem și reabilitările respective. În plus, aveam un pavilion al șaselea care este foarte vechi și care noi am făcut un studiu DALI înainte, de fapt o actualizare a studiului DALI pentru că am mai economisit niște bani și rezultat de acolo că reabilitarea ar fi costat 750.000 de euro, iar dacă îl făceam nou, ar fi costat mai puțin cu 100.000 de euro pentru că nu puteam să-l aducem la rigorile unui spital, unui pavilion de spital. Și atunci am zis că renunțăm la el. Dar acum e și un pariu personal pe care îl am sau echipa noastră îl are pentru acest an, având în vedere că am câștigat cele trei pavilioane pe fonduri europene, o să le reabilităm, pentru că în momentele respectivă trebuie să stăm pe undeva administrativ, farmacia, laboratorul, dispensarul, trebuie să găsim locuri. Și cu echipa noastră, doar de cinci muncitori și cu voluntariatul nostru care participă, practic o să nu neapărat reabilităm acel pavilion, să vert, o să-l să recondiționăm, să-l igienizăm și numai cu eforturi proprii o să-l facem numai din donații și din venituri proprii și cu oamenii noștri. Acum, este am, o chestiune, de, este și un exercițiu ca să arăți tuturor că se poate face și cu bani Asta putin. am și vrut să spun, da se poate, sunt fonduri, sunt bani, Trebuie să fie voință, trebuie să fie tragere de inimă, deci să poate dacă acești bani, aceste fonduri nu se scurg Dumneavoastră... spre alte locuri, ci exact. se scurg spre realizarea unui proiect. Uite, vă spun concret. Ăsta este hardu. Da. Da. După aceea eu aș avea o, o întrebare foarte spinoasă. Până îmi puneți această întrebare, eu vreau să vă spun un lucru. Ai nevoie pentru un spital, concret, să spunem de 10 lei, dar nu reușești să faci un buget de 10 lei, am zis așa la da. figura 10 lei, nu poți să adun decât 5. Lei. Și acești 5, 5 lei, știi ce e important? Faci multe lucruri cu ei, inclusiv să cofinanțezi proiecte europene. Dar e important să nu, să nu devină 4, 3 sau 2, adică pe români și să nu se evapore, să nu se fure. Da. Deci, dacă ești atent la chestiunile astea, faci treaba și cu bani puțin. Asta vreau să vă spun. Și lucrurile astea se duc. Deci, așa cum se duce vestea despre cineva că este hai să fiu un elegant, este mai hoț, așa se duce vestea și despre cel care chiar face cu puțin cât poate. Eu vă dau un exemplu concret. Și noi asta știți, noi avem o bisericuță. Bisericuța avea din acela de azbociment, de când am ajuns acolo în și să caute azbocimentul ăsta într-o curte de spital. Și care Exclus. e, e nociva. Adică nociv, da, de da, nociv, Exact, da. mai ales nu este spital de plămâni. Și am schimbat mea cunoașteți acest lucru cu donații, din donații. Și vreau să vă spun că oamenii cu cât ai credibilitate, oameni din comunitate, oameni de bine, reprezentanții firmelor sau persoane fizice care pot să dea din 2%, din 20 la la Se adună în și, și, vin, vin. De exemplu, acel acoperiș a venit cineva, l-a plătit, pur și simplu nici nu am văzut acei bani. Practic am dat factura pro s-a dus, l-a plătit și, și, noi am putut să facem. s-a rezolvat face. în cât? Că așa să în trei săptămâni. Trei săptămâni, trei săptămâni exact. și săptămâni. Și cu oamenii, de ai noștri da. voluntari, toți și. Cred că da. felul ăsta, dacă ar avea înainte ochilor sau oameni în care să aibă încredere, românii noștri cred că și-ar coaliza forțele. Vă dau alt exemplu. Am schimbat ferestrele deja la pavilonul acela care v-am spus că reprezintă pariul nostru personal. 35 de ferestre, în total 7.000 de euro, costat. Și cineva, de exemplu, a donat 10.000 de lei. Și înainte de Crăciun, ca să vedeți cum lucrează Dumnezeu, zice, eu vreau să mai dau niște bani. Și am mai, am mai zis, mă, uite, mai avem posibilitatea de la film să mai dăm 4.000 de lei. Și eu zic, da, știți, dumneavoastră, chiar ați mai dat, adică vă mulțumim foarte mult. Și zice, domne, prefer să dau la dumneavoastră că știu că se face. Deci eu îți umple inima de bucurie. O altă experiență foarte plăcută pe care am avut-o de sărbători, cu ajutorul sindicatului, am primit donații de la diferite firme, donații în produse, câteva firme în bani, astfel încât am putut la sfârșit de ani, să realizăm o acțiune extrem de frumoasă cu colinde. V-am spus că am pus și televizoare pe holuri și cântau colinde. Am avut și un concert de colinde în ziua respectivă, dar am primit atâtea donații încât am putut să dăm cadouri, și, adică plase consistente de la portocale, banane, conserve și plase consistente la toți angajații din spital, la toți pacienții din spital care erau internați și au mai rămas și pentru cel puțin 100 de plase pe care le-am donat părintelui, părintelui Cătălin Dumitrean, pentru a da cadouri și familiilor nevoiașe din jurul parohiei. Sunt o slavă domnului de această de biserica noastră. Dar noi chiar facem fapte că bune că chiar da, astăzi da. că este sărbătoare. Noi avem și unul din hramurile bisericuțe de la noi și chiar pentru că se obișnuiește pe lângă biserici să se facă o masă după aceea, noi oferim cu părintele Cătălin o masă pentru săraci și e o bucurie pentru noi că poți să faci poți să faci un bine și numai din donații. Am deschis această discuție în detaliu ca să demonstrăm că se poate, cu credință, cu nădejde în ajutorul Dumnezeu și cu dragoste de aproapele să poate. Întrebarea spinoasă pe care vreau să vă pun acum spre sfârșitul emisiunii este din experiența dumneavoastră. De ce pleacă medicii din România? Aici explicația poate fi mai amplă sau mai pe scurt, în sensul în care să vă spun să știți că nu pleacă numai, numai din cauza lipsei de bani. Acum, problema salarială, cu greu, noi din bugetul pe care îl avem, reușim să plătim salariile care sunt mari, pentru că prin legea salarizării salariile au fost duse la un, anumit, aici la un, la un anumit nivel. Deci motivul nu e neapărat financiar, să vedem unde e problema. Problema este că omul, indiferent că este medic, că este profesor, că lucrează în fabrică, el trebuie să aibă și condiții de lucru și să, să se simtă că face parte dintr-o echipă. Pentru că și noi ca manager, uite, eu, de exemplu, eu sunt manager, eu spun că, în primul rând, nu trebuie să te comporți numai ca un manager, trebuie să te comporți ca un coleg, trebuie să te comporți ca un lider, ca să-i atragi de partea ta și oamenii să se simtă să se simtă că sunt și ocrotiți, dar în același timp, atenție, în același timp trebuie să știe că sunt și niște reguli eu par așa, că și, sunt poate prea apropiat, dar să știți că sunt foarte exigent. Dar omul nu se teme de reguli, că mă gândesc că dacă intri în Germania, de exemplu, în sistemul medical și te angajezi acolo sau în Marea Britanie, pe acolo regulile sunt stricte da, și, și de sute de ani. Uitați, deci oricum să respecte. Vă nu dau, de reguli vă cred că le este teama oamenilor. Noi lucrăm într-un spital de plămâni și fumatul dăunează extrem de grav sănătății, mai ales pe problemele astea pulmonare. Și este evident că, pe de o parte, este legea care spune, domne, nu se fumează, că ești angajat sau că ești pacient, că ești vizitator în cadrul spitalului, în toată incinta spitalului nu ai voie să fumezi. Deci este lege. Apoi este legea morală. Este Din punctul meu de vedere, este sub demnitatea ta de angajat sau de pacient să fumezi în, în condițiile în care spitalul face atâtea eforturi ca să-ți plătească un salariu sau, dacă ești pacient, să-ți plătească să Să uh, repare tocmai plămânii exact, pe care îi exact, distrugi. Da. Medicamentația. Plus de asta, da. banii trebuie să fie folosiți pentru condiții hotelere, pentru masă, pentru. Și slavă da. Domnului, noi chiar le oferim asta și este cunoscut că oferim și o masă bună și condiții hoteliere bune și tratamente bune. Câteodată ai impresia că mulți pacienți nu vor să se facă bine. Eu însum le spun unor pacienți pe care îi mai prind, noi avem și o curte frumoasă, un parc, îi mai prind și știți, în primul rând este amendă și în al doilea rând, dumneavoastră, chiar nu respectați efortul nostru, este efortul medical. Noi investim atâția bani în tratamente și dumneavoastră vă bate joc de, de, de tratamentul pe care îl faceți dacă nu renunțați la acest viciu să merg mai departe și să răspund întrebării dumneavoastră. Deci medicii au nevoie de confortul psihic, efortul sufletesc, efortul de sprijinul de echipă al managerului, a echipei, comitetul director, consiliul de administrație și ei dacă simt lucrurile astea, atunci... A au această emulație de a continua, de a lucra, de a rămâne altfel, dacă nu se simt respectați că e medic, că e asistent că este alt angajat, el vrea să plece pentru că zice, dom'le, mă duc în altă parte câștig mai bine că el poate... zice câștig mai bine, dar nu de fapt nu se duce numai după câștigul financiar, se duce după câștigul uman, da, adică după, vrea... confortul după confortul sufletesc, sufletesc da. sigur. și aici a noi trebuie să intervenim foarte riguros. în plus trebuie să nu ne ascundem Există și o presiune o, oarecum socială. V-am spus, își face omul programare la ora 10, dar el vine de dimineața de la 8 și pune presiune pe medic. Vreau să vă, vă dau un exemplu concret. O mare problemă pe care noi o avem în sistemul de sănătate și nu trebuie să o ascundem, este aceea, și nu se cunoaște, este aceea că totul este informatizat da? și se lucrează pe un sistem CUI, se numește. Vreau să vă spun că întâmpină mari dificultăți, pentru că altfel noi facem niște servicii, vine pacientul, facem niște servicii pentru a-l îngriji, pentru a-i reda sănătatea, dar sistemul CUI, de exemplu, pui cardul de sănătate și nu funcționează. Sau funcționează foarte lent. Imaginați-vă ce înseamnă, că trebuie să înțeleagă lumea treaba asta, ce înseamnă să stea pacientul la ușă, nu neapărat cel care e înăuntru, dar cel care e la ușă și așteaptă și zice, bă, nu mai iese. De ce nu iese pacientul? Că a intrat de 20 de minute. Și vă dați seama ce e în sufletul unui medic care așteaptă că nu funcționează sistemul. Bine, o să zic că cineva de la București, de Casa de sănătate, domnule, păi poate să funcționeze și în offline. Ei, vreau să le spun că săptămâna asta nu prea funcționează și sistemul offline, adică să lucreze în... și să se actualizeze datele în momentul în care e în... în online, adică funcționează sistemul electronic. Este cumplit. Acest gen de exemplu este unul dintre motive pentru care angajatul din Spitalul Românesc preferă să plece, pentru că pur și simplu te doare capul dacă da. puneți-vă în situația a Se și de eu ca manager mă sună poate în același timp 15 medici, domne nu funcționează, ce facem? Vorbiți la casa de sănătate și așa mai departe. În chestiunea asta eu chiar am vorbit cu președintele la casă acum vreo 3 luni și am spus treaba asta și președintele la nivel național L-am rugat, faceți ceva fac ca să deblocăm situația asta. Păi știți că încercăm, dacă ne limităm la încercări, știți cum este, la firul ierbii altfel simți lucrurile. Da. Când ești într-un birou mai sus și nu te lovești, nu, nu ai 50 de pacienți pe la uși, atunci e mai ușor să zici, domne, vedem, o să rezolvăm, nu știu. Altfel te dai peste cap. Eu, de exemplu, sunt adeptul, adeptul ideii că pentru orice problemă, orice gen de problemă trebuie să găsești soluții. de -aia avem niște funcții, de avem niște poziții, trebuie să găsim soluții, că altfel ar putea să fie oricine acolo constat cu bucurie că nu m-am înșelat când am zis că v-am spus la începutul emisiunii că oameni care sfințesc locul. Constat cu bucurie că dumneavoastră, dumneavoastră, la rândul noastră aveți o bucurie de a fi viu și de a face lucrurile să funcționeze. Nimic Vă... nu ți aduce în suflet mai multă bucurie decât faptul că reușești să faci ceva și dumneavoastră ați mai spus ceva. Or, poate că provenind dintr-o familie modestă, crescând în apropierea frăsineiului, practic... Normal că lucrurile astea lasă, lasă urme adânci în sufletul nostru și în sufletul meu personal și atunci lucrurile le vezi de jos în sus, nu de, de sus jos în jos. Sus și știți cel doare pe omul de rând și cunoașteți România profundă. Ăsta e un mare lucru pe care trebuie să-l Ca să, să fiecare. De Eu vreau să vă spun în ceea ce vește politic, nu vreau să critic, dar vreau să vă spun că mulți dintre ei pierd contactul cu realitatea. E aici. Și asta e, asta e un mare neajuns. Să meargă și să ia contact și mai este un aspect. Nu este prea grozav să ajungă cine pe poziții foarte înalte, fără să aibă o experiență de viață. Pentru că dacă n-ai trecut prin niște poziții care să te fi obligat să simți problemele reale, așa ajungi la 25 de ani, că mai vedem și acum cazuri. Eu n-am nimic, nu vreau să fiu da. acum, este o emisiune de suflet, dar trebuie să respectăm tot ceea ce este în jurul nostru și, inclusiv, cariera noastră trebuie să ne respectăm. Aveți perfectă dreptate, și în plus, a fi lider. Al unei echipe, a fi lider unei comunități, a fi că se numește manager, că se numește ministru, cum să o numi. Este o mare responsabilitate. Exact. Să știți că este ideea mea de bază. Da. Asta eu îi văd, de exemplu, și la televizor sau când sunt apropiat și de zona asta, cunosc tot felul de oameni, am lucrat și în guvern, v-am spus. Ideea este că la un moment dat se luptă mulți pentru poziții, se bat în campanii electorale, înainte, să fie pe listă, să fie pe poziția X, Y, Eu întotdeauna, și vă spun, niciodată n-am cerut. Domne, pune-mă vicepreședinte la ANFP, pune-mă prefect, da. niciodată n-am cerut. Am fost chemat. Și vreau să vă spun că. Unul din motivele pentru care pun problema așa este acela că întotdeauna mă gândesc la responsabilitate. Domnule, știți ce greu este într-o într poziție când ajungi într-o funcție? Este foarte greu. Adică, dacă, dacă te duci de la ideea că să fiu acolo pentru că e o poziție bună, este total greșit. Da. În primul și în primul rând, trebuie să te gândești că orice poziție publică, că este de parlamentar, că este de primar, de președinte, de consiliu, de manager, ministru, președinte, înseamnă enorm de multă responsabilitate. Și mai ales în zilele noastre în care. Oamenii au pretenții foarte mari, se informează foarte repede, află o, o groază de lucruri despre tine, tu nu mai poți să vii și să îi spui că albul e negru când omul vede că negru da, e alb. Dar oare că suntem la Radio Trinitas? Suntem la Radio Trinitas, invitatul nostru, domnul Cristian Roman, cum v-am anunțat la începutul de emisiunii, managerul spitalului, de... eu zic de boli pulmonare, că da. mi-e mai ușor din Sibiu. dar oare să gândesc acești oameni care ajung în aceste poziții de responsabilitate? Că mai au de dat socoteală și înaintea lui Dumnezeu? Din... Pentru că n-ajung întâmplător, ajung prin voia Domnului acolo, care are o lucrare cu ei în lume. Ei, aici e problema că vei răspunde cum ți-ai îndeplinit misiunea pe care ți-a dat-o el când te-a pus acolo. Vă aduceți... Mă gândesc la un șef de stat. Vreau să vă dau un exemplu. Cu regii. Vă aduceți aminte, se spune în istorie, că regii, de-a lungul timpului, au fost considerați ușii lui Dumnezeu pe pământ. Așa e cu orice funcție, practic. Da. Că este deci orice funcție, ca, ca și acei regi. Regii erau unși lui Dumnezeu pe pământ și oamenii aveau credința că reprezentantul lor de acolo îi ajută și îi apără. La el se duceau cu evlavie, adică în zilele noastre s-a schimbat mult atitudinea, adică ai mai degrabă tenința să, să vorbești nu prea grozav cu cuvinte prea frumoase despre conducători sau despre cei care sunt în anumite poziții. Pe altă dată nu era neapărat așa, dar unsul lui Dumnezeu spuneam și înainte, dar o spunem și acum, este în primul rând ideea că Dumnezeu îți dă puterea de a ajunge într-o anumită poziție. Fără sprijinul lui nu ajunge nimeni acolo. Eu, de exemplu, dar nu spun numai așa, o mărturisesc. Și cum scrie eu, pe mașina eu, dumneavoastră, asta m-a impresionat. Da. sine da, de. Ei, de -o. Eu mărturisesc <laughs> și vă spun că am ajuns la anumite poziții provenind dintr-o familie simplă de muncitori, cu patru copii, ne-au crescut cu mare greutate, cu niște eforturi incredibile și am ajuns pe niște poziții și la un moment dat mă întrebam, zic, Dumnezeu, dar mă rugam la Dumnezeu, zic, Doamne, dar de ce m-ai pus, cum am ajuns eu aici? Și și cred că nu este nimic întâmplător. Dumnezeu îți deschide calea, tu trebuie doar să o vezi ca această cale și să vrei cu adevărat să faci ceva și să pătrun. Eu vreau să vă spun că asta e vorba mea, că în 10 vieți nu aș putea să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru cât m-a ajutat. Și fiind conștient că e important să fii conștient de acest lucru, atunci n-ai cum să nu ții cont de asta și n-ai cum să nu realizezi lucruri frumoase. Sunt convinsă că o zi de lucru la înseamnă de dimineața până seara. Vă doresc mult succes, dar vreau să, să încheiem emisiunea cu o clipă de tihn, așa, și să vă întreb care este muzica dumneavoastră preferată, că sunt convinsă că vă relaxați ascultând muzică. Nu știu de ce, nu v-am întrebat înainte de emisiune, am un feeling. Da, mie îmi place, ca să fiu cinstit, îmi place orice gen de muzică, da, să fie frumoasă, să fie de calitate. Eu ascult orice muzică, de la muzică religioasă până la muzica clasică. Vă pot da și exemple, din fiecare am, am și melodii preferate, de exemplu, în muzica asta pop, cum se numește, îmi place Celine Dion, îmi place Lara Fabian, îmi plac anumite melodii, dar și cele mai grele, să zicem, Cranberries, Alanis Morissette, ideea este să fie frumoase, iar la muzica religioasă asta cred că m-ați și văzut. Mie îmi place să cânt la strană, am și melodii preferate, cel mai mult îmi place Lumină Lină. Este melodia din biserica noastră ortodoxă care, cum să vă spun, îți umple sufletul. M-aș duce la biserică, a o zi întreagă doar ca să ajung să cânt această melodie. Bine și celelalte, acum slobozește pe robul tău stăpâne și așa mai departe. Sunt multe melodii frumoase. Frumusețea de pricesne care se cântă aici în Ardeal. De pricesne, ce să mai spun? Deci este o, este o frumusețe și mai ales noi suntem la Radio Trinita și chiar vreau să mulțumesc și directorului general domnul Olinici și pe această cale pentru faptul că a venit de multe ori către Sibiu și Radio Trinita sau Televiziunea Trinita s-au transmis în direct slujbe de la bisericile din Sibiu chiar și de la noi, de la, de la bisericuța din cadrul spitalului și e ceva deosebit să asculți și mă bucur că a oferit posibilitatea în felul acesta să audă și toată toată țara să audă și priceznele cântate de Și să de vadă noi. ce este aici, am să să punctăm părintele Cătălin Dumitru ne ține aproape de biserică prin faptul că, bine, sigur, aici lucrează Dumnezeu, dar... Ca să vedeți ce sfin, coincidențe... Sfinția, da, sfinția da? știe ce face. Vin icoane făcătoare de minune ale Maicii Domnului, vin sfinte moaște, câteva zile, cât stau aici, cât se adună toată lumea în jurul acestor icoane, în aceste mici bisericuțe, că sunt foarte mici, foarte moneste în comparație cu marile catedrale, rugăciunea care se înfiripă aici în jurul icoanei, sfinte liturghii care se fac, țin aproape oamenii de ceea ce zic eu că este frumusețea românilor cea din tâi, credința strămoșească. Și să nu uităm și de Cenacul Luminăline. A, tot și Cenacul cu lini? care, apropo da. de Luminăline, cu care, sigur, pricesnele, ne frumusețea lor, Stralină. cântecele patriotice se împrăștie în toate comunele din județ și, și desigur, în, în toată țara și chiar și în străinătate. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența noastră în și emisiunea noastră. Domnule Cristian Roman, vă dorim succes! Doamne ajută uh, și ajutorul lui Dumnezeu în tot ceea ce faceți. Doamne ajută.